Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Calafat, au efectuat zilei de ieri 5 percheziții domiciliare în municipiul Craiova, Comuna Cerăt și orașul Balj, la 3 persoane bănuite de contrabandă. De asemenea, oamenii legii au descoperit în Comuna Moțăței o autoutilitară în care erau depozitați mai mulți saci cu pachete de țigarete. În urma cercetărilor au fost identificați doi bărbați de 33 și 41 de ani, ambii din Craiova, bănuiți de comiterea infracțiunii de contrabandă. Din verificare a ieșit că bărbații ar fi deținut în vederea comercializării 85.860 de pachete de țigarete, fără marcaje fiscale, provenite din contrabandă, cunoscând proveniența ilicită a bunurilor. Prejudiciul cauzat este de peste 950.000 de lei.